Ne-am întors în direct și până la urmă avem totuși un performer în politica din România, domnul Zafiu. Te văd că te uiți mirat, văd că ești într-o stare de mirat. Stare de șoc, Ia zi-mi cine performă. Suntem performanți la nivel de explicații, avem o veste bună în urma zilei de astăzi, asta este concluzia zilei. Domnul Ciolacu, domnul Marcel Ciolacu are acest talent, are acest fel de a fi și omul trebuie pus să explice. El este un bun explicator, ca să vă spun așa, este unul dintre bunii explicatori ai politicii din România. În legătură cu acest certificat verde, lucrurile sunt destul de clare. Oamenii ăștia nu prea vor să bage așa ceva, este ceva greu de pus în aplicare în România, ținând cont de numărul mare de nevaccinați, am mai spus-o. Dar important este cum explici faptul că nu bagi certificatul verde, că trebuie să spui că vrei, e important, dar și aici trebuie să vii cu o explicație. Dar rana din pulpă nu te lasă, era într-un baz mai vechi. Deci, domnul Ciolacu, cu o primă explicație anul trecut. Liderul celui mai mare partid parlament, măcar ăsta cred că recunoaște că e partid, nu? PSD-ul. Poate te trezești, nu, noi suntem o grupare. O grupare? Noi suntem un CIO aici. A fost o glumă, că poate ne trezim naibii. Asta a fost o primă glumă, vor mai fi și alte glume. Supere, în altă ordine de idei. Da. Deci, liderul celui mai mare partid din România, președintele Camerei cu cea mai mare putere decizională, ne explică de ce nu se poate, domnule, nu se poate. N-ai dar, dar nu e simplu, nu e ușor. E ușor să nu pui în aplicare, dar ce mai greu e să explici de ce nu pui în aplicare. Hai să vedem dacă i-a venit natural. A venit cu o primă explicație anul trecut, domnule, zice. Ne-am uitat, am văzut, ne-am învârtit. Nu se potrivește. Nu poți să îngrădești dreptul omului la muncă. N-avem că o să meargă la CCR, după aia o să facă o contestație, de asta n-am. Păi și varianta asta pe care o propune domnul Florin Câțu acum. Deci dacă nu puteai să îngrădești dreptul omului la muncă, baza certificatului Stop COVID, și vii acum și spui îngrădesc dreptul unor oameni la muncă. Asta zice Câțu. Păi da, Florin Câțu. Domnul Ciolacu rămâne stabil argumentul lui. Vedem cât mai rămâne. Mai rămâne, mai pleacă, mai se întâmplă peste tot. Asta e și mai grav. Dom'le, acum adaugi și un nivel de discriminare la acea îngrădire a unor drepturi fundamentale și spui așa, sigur merge. Poate că dacă și facem o mică discriminare. Dar dacă facem și o discriminare? Poate că se anulează între ele, poate că e mai bine așa. Cert este că asta e explicația furnizată de domnul Ciolacu la finalul anului trecut. Anul acesta, în 2022, s-a trezit altfel domnul Ciolacu. A venit cu alte explicații. Vine și spune, domne, ce să vă spun cu certificatul ăsta verde? Acum deja e prea târziu. Acum e prea târziu. Deci anul trecut îngrădea dreptul la muncă. Anul ăsta, domne, l-am face, dar e prea... Hai să-l ascultăm. Eu nu cred în certificatul verde ca un singur instrument. Nu cred că neapărat trebuie să punem presiune pe români să vaccineze sau nu. În acest moment, în coaliție, n-am ajuns la un consens în ceea ce privește certificatul verde cu alte măsuri decât sunt cele prinse în ordonanța de urgență. Nu sunt adeptul vaccinării obligatorii. Cred că e un pic cam târziu să vii cu măsuri printr-un act legislativ. Deja există o previziune, de obicei după 2-3 săptămâni după ce în toată Europa există acest număr mare de cazuri, o să ajungă și în România. Nu știu când am mai avea timp să intervenim pentru acest val 5. De ce tardiv? Dar, repet, nu e singura măsură. Anumite măsuri, în schimb, trebuie luate. Cel puțin în zona, astăzi vorbeam și cu un lider de sindicat, în zona de transport în comun. S-au luat în toată Europa. La mijloacele de transport în comun, câte persoane să poată merge cu un autobuz să nu mai fie înghesuieli respective. Adică nu restricționa, nu mai ai voie în mijloacele de transport. Deci, practic, vedeți dumneavoastră, mi-aduc aminte, apropo de mijloacele de transport în comun, o decizie luată de primarul de la acea oră, doamna Gabriela Firea, care în timpul pandemiei a decis în privința metroului să mai rărească un pic din metrouri. Vă aduceți aminte? Dom'le, tocmai pentru că sunt pandemia, doamna, mai rărim un pic din metrouri să fie cât mai... La nivel de... Și a funcționat foarte bine. De transport ăsta... Supraterestru. Cum se numește? S-au mai tăiat. Și autobuzele, să circule mai rar. Să descurajeze... Că îi spuneau că descurajează în felul ăsta. Pentru că multă lume ieșea din casă și mergea din punctul A în punctul B, pentru că tot veneau autobuzele alea.
Ți-e rușine să-l lași să plece gol. Când le vezi lumea așa ieșat că... în casă, băi, iar a trecut autobuzul. Ne mobilizăm și oamenii ieșat. Dacă nu mai aduce autobuz, oamenii n-au motiv să plece. Era... Deci ieșeau pentru plăcerea de a te plimba cu mijlocul de transport în gol. Așa a gândit doamna Firea pe vremea aia. Bine, era o altă epocă, nu eram familiarizați. Da, precum da. Oamenii ăștia, era început de pandemie, nu știai cum să o combați. Atunci părea că dacă tu reduci numărul de mijloace de transport în comun, reduci și mobilitatea, pentru că oamenii nu au neapărat dorința de a ajunge undeva, ci traseul ăsta este scopul în sine. Și ca să meargă tentația, cu autobuz, tentația mare, vezi autobuzul și este urci, dar pe de altă parte. Și plăcut acolo. Și încolo, te duci încolo, pe de altă parte, la același nivel de inteligență, că o asta cu magazinele. Dom'le, cu cât punem, comprimăm programul, da. Cu atât oamenii nu se vor mai înghesui să... Sigur că da. Sunt câteva decizii care până la urmă au iar făcut și oamenii curor. Mergeau la cumpărături pentru că era deschis. Dacă nu-i deschis, nu mai merg. Trec pe lângă magazin, îl vezi deschis, te uși până acasă, stai un pic pe gândul și parcă îți pare rău. Băi, mă duc să cumpăr ceva. Stăteau oamenii aia deschiși. Știi? Dar rușinea vânzătorului, că se uită așa la tine. Nu? Cumperi nimic? Nu știu, aici, ca un prost. Am văzut lumină și am intrat. Asta a fost abordarea guvernamentală, dar și administrației publice locale anul trecut, acum 2 ani. Că s-a venit pe altceva. Acum înțeleg că nu mai e bine și au analizat și la recomandarea OMS, specialiști au spus nu. Nu. Ultimele studii relevă că deși numărul autobuzelor a scăzut, numărul cetățenilor care doreau totuși să ajungă la destinație a rămas constant. Deci nu știu, nimeni nu s-ar fi un paradox științific, a fost demonstrat și acum se pare că vor fi mai multe autobuze la aceeași populație, tocmai pentru a împiedica răspândirea pandemiei. Deci e o abordare revoluționară, e la nivel de pionierat ceea ce propune Marcel Ciolacu în acest moment. Se joacă o carte mare. Se încearcă experimental. Poate că dea de pe un cal frumos, dacă această soluție nu va fi una câștigătoare. Și să nu m-ar mira să spună domnul Arafat, am încercat cu program redus la magazine, pare că n-a funcționat, haideți să le facem pe toate non-stop. Și te vei trezi că nu mai ai voie să închizi. Nu aveai voie să rămâi deschis, acum mai ai voie să închizi. Deci cădem din patima cealaltă. Da, haideți să încercăm și așa. Uite, o altă problemă să legată... Să lucrăm mai empiric, domnul legată Urgeanu. De transportul, o altă problemă este domnul Sorin Grindeanu. El în sine este o problemă. Deci aveam probleme cu zona de autostrăzi, acum vine domnul Sorin Grindeanu și dânsul în sine este o problemă. Și acum domnul Grindeanu are o altă problemă, de un s-o apuce, domnule, cu această autostradă dinspre București spre Sibiu încolo. Și a zis în felul următor, că a descurajat, a venit și a descurajat un pic bucureștenii, vești proaste pentru bucureșteni, prima dată vom lega Brașovul de Sibiu și apoi Bucureștiul. Deci, iar acum s-a gândit, bă, de unde să o luăm? Începem de la București sau începem de la Brașov? A fost o strategie la un moment dat, asta o să-ți ofer o informație obținută pe surse, domnul Buzeanu, poate o să te șocheze, puteți să puneți și exclusivitate, nici nu-mi pasă. S-au gândit la un moment dat să înceapă de la ambele capete. Și să se întâlnească la mijloc. Asta a fost mai risc, nu s-ar fi întâlnit. Și exista riscul, doamne, să avem două autostrăzi paralele. Statul paralel și autostrada paralelă. Da. Pentru că calculele nu sunt întotdeauna exacte, domnul Buzer. Adică asta e o știință exactă, dar nici știința exactă nu e atât de exactă, dacă e adaptată la specificul local și le era frică că în acel punct de contact să nu se întâlnească. S-ar fi ratat. Ar fi fost un ag ratat, dar pe de altă parte... Un ag ratat, dacă vrei. Bravo, îmi place, te-ai și un ministru. Avem și un ministru paralel. Și ratat și paralel. Paralel. Scuze. Am anticipat o glumă mult prea cinică. Cum ar spune domnul Sobo Odon. Domnule, cinicul prezentator Răzvan Zanfil a plecat de la premisa că se vor rata. Erau cinici realizator, domnul Buzeanu, că nu mi s-a părut că a spus să domnul cu ochelari îmi place. Nu, n-a specificat nimeni. Mi-a făcut și mie cadratura. Bine că nu suntem trei, că eram grup infracțional organizat în viziunea domnului licențiat în geografie, înțeleg, de la Facultatea de Istorie, care a funcționat ca muzeograf. Și a făcut o specializare în ceva ce ține de finanțe și vorbeam acum despre drept parlamentar. Vezi cum se leagă, deci numai într-o în stare de paralelism. Dar pare că și dânsul a pornit așa pe studiile și nu are reușit. Dar sigur, asta poate e ceva mai degrabă cinic. Poate că e ceva cinic și te rog să te calmezi cu cinismul. Calm sunt, doar o stare de irascibilitate, așa când te întreb de olimpiade și tu o dai în discriminare. Bun, acum pe de altă parte, vezi, colegul meu se referea la interlocutorul pe care l-am avut anterior. Nu, la pe tine te-am acuzat. Tu ai dat o discriminare. Ți-a spus Rantu să vorbim despre olimpiade și tu ai început un atac la adresa întregii comunități.
uitați, maghiare, că mă uitam la domnul Sabo și voiam să... Sabo îl cheamă, da? Mă uitam la domnul Sabo și a zis, nu că eu sunt de acord cu dumneavoastră, mă cert așa din complezență, din solidaritate. Empatizez cu acest discriminator de profesie. Deci vezi, te-a scris cineva pe grup. De ce puneți problema așa? Da. Așa cum aș întreba eu, dar nu putem să stabilim unde. Acum punem problema. Mergem mai departe. Sorin Grindeanu, vești proaste pentru București. În prima dată vom lega Brașovul de Sibiu și apoi Bucureștiul. Băi, parcă și vă cum stă acasă, am această imagine cu domnul Grindeanu stând acasă și o să leg, o iau pe acolo și nu. Păi fii atent, parcă și vă că ia, adun și mie o foaie de hârtie și iau un creion, o să tragem pe aici, ieșim pe aici, nu-i bine, nu. Creion ca să poată să șteargă. Ca să șteargă, mai dăm o foaie, nu, altfel. Bă, parcă și vă pe omul acesta care sistematizează în momentul de față autostrăzile din România. E omul pe care l-aș avea în minte dacă aș fi să pupă cineva competent acolo. Hai să-l ascultăm pe fostul ministru, domnul Drulă, vorbind destul de urât la adresa domnului Grindeanu. Mi se pare bizar ca în loc să concentreze să ducă acest contract la bun sfârșit, să cheme consultantul care realizează acest studiu. Suntem la luna a 10-a de când a început acest contract, din cele 30 ale studiului de fezabilitate și în loc să fim la o treime, suntem la 5%, pentru că după plecarea mea de la minister, proiectul a fost abandonat. În loc să facă asta, se războiește virtual cu fostul ministru. Din păcate, și aici un pic e aproape amuzant, dacă n-ar fi trist, se războiește de fapt cu domnul Bode. Fostul ministru al transporturilor spune că licitația pentru contractul de proiectare a autostrăzii Ploiești-Brașov nu a avut loc în mandatul său. Această licitație a fost lansată și cu ofertă depusă în mandatul dinainte de mandatul meu, ori termenele contractuale se stabilesc la momentul lansării licitației și ele sunt bătute în cuie. E face niște confuzii majore. Vorbește despre 30 de luni pentru studiul de fezabilitate și 42 de luni, ca și cum ar fi ulterioare. Nu, sunt 42 de luni în total. Reacția fostului ministru al transporturilor de la USR a venit după ce actualul șef al instituției, Sorin Grindeanu, de la PSD, s-a plâns că în următorii 5 ani probabil nici nu va începe construcția autostrăzii Ploiești-Brașov pe Valea Prahovei. Grindeanu susține că în contractul care privește studiul de fezabilitate ar fi termene foarte mari, iar asta ar fi tocmai din vina persoanei care era ministru în februarie 2021, când s-a atribuit contractul, și anume Cătălin Drulă. Undeva la începutul anului a fost scos la licitație. Era altcineva ministru la începutul anului 2021. A fost scos caietul de sarcini pentru studiu de fezabilitate și proiectare. Cea licitație s-a încheiat, da? Și s-a încheiat caietul de sarcini sunând așa. Pentru proiectare 30 de luni, studiu de fezabilitate. Pentru proiectare 42 de luni. Să știți că ați auzit bine. Deci, domnul Grindeanu, l-ați ascultat mai devreme, mă festiv. Măcar dumneavoastră. Dom'le, ideea asta știi că nu se pricepe, dar acum constatăm că nu se pricepe. De ce s-ar pricepe? Eu aș întreba altfel. De ce s-ar pricepe Grindeanu la transport? La ce se pricepe Grindeanu? E întrebarea pertinentă. Eu îți spun că noi am atacat greșit tema infrastructurii din România, domnul Buzeanu, pentru că ne-am obișnuit, ca în comunism, să ne facă statul autostrăzi. Asta e o mare greșeală. Și am să-ți dau un exemplu din natură unde lucrurile funcționează ceva mai bine. De exemplu, când ninge, Radu, vine statul să-ți dezăpezească în fața curții sau a scării blocului? Tot să-ți facă drum în fața curții? Nu! Nu. Ți-l faci deci, tu, dacă, tu vrei să ajungi undeva. Da. Te poate te duci în Maramureș. Și într-un motiv inexplicabil vrei să mergi cu mașina. Poate da. Nu vrei să zbori. Așa. De ce să-ți facă, mă, domnul Grindeanu, să facă statul drum din banii mei? Eu poate nu vreau să merg. Eu poate vreau să mă duc în... Nu știu, poate vreau să mă duc nicăieri. Dar tu vrei să ajungi acolo. Nu statul vrea să ajungi acolo. Interesul tău să ajungi acolo. Tu dorești să ajungi acolo. Niște potești sunt făcute. Adică tu ai căi de comunicații terestre cu orice fel de localitate. El ți-a făcut ceva. A vrei autostradă? Pune mâna și fă-ți. A, ți se pare scump? Grupați-vă mai mulți. Care aveți, domne, drum încolo? Hai, punem bani, ne facem. Omul ăla și făcuse un metru de autostradă, cum îl cheamă ăla, cu șaormele. Da. Așa, și-a făcut un drum din șaormele alea, a strâns și-a făcut singur un drum. Mă rog, nu știu că a făcut singur, au pus mai mulți, dar el a apărut la televizor, că e foarte disperat așa după atenție. Nu știu cum am ajuns de la Grindeanu să mă iau de omul ăla, dar a făcut un metru de autostradă. Nu, te luat de el, ci pur și simplu... A vrut să mă iau de el, că mă enervează. Ai semnalat? Nu știu, prea că prea tot timpul trebuie să am, mai am o campanie, mai am o nu știu... Disperarea sa pentru atenție, e important. A, dacă am semnalat disperarea sa, nu se numește că mă l-am atacat. E un sens pozitiv, îmi place. Este disperat pentru atenție.
atenție în sens pozitiv. Da, e este, bine pare disperat după atenție. Să capete în sens atenție, pozitiv, da. Sigur, da. Că da, era un compliment această semnalare a disperării sale de a apărea la televizor cu orice fel de subiect. Dar nu cu atenții de genul acesta, adică știi cum s-a denumit ea șpaga. Domne, cu atenție, te duci cu atenție. Nu, alea sunt plăți informale. Sunt plăți informale, am lămurit-o. Parcă stabilisem terminologia. Am definit-o și acum ne întoarcem la liderul Partidului Social Democrat, care vine cu un nou fel de a așeza lucrurile. Asta și s-a gândit. Mă, dar ia să pară totuși că sunt la guvernare, nu ca și cum aș vrea să numesc tot felul de oameni, cum am vorbit mai devreme, în tot felul de funcții, nu ca pe un favor pe care îl facem și trebuie să mă convinge să rămân acolo. Deci îi duce la alt nivel pe cei de la Partidul Național Liberal, bă, trebuie să cumva să permanent să conlucrați acolo, nu știu ce doamne artă mă faceți, să mă convingeți că e bine să fiu la guvernare. Domnul Marcel Ciolacu. Da. Acum, până să intrăm la guvernare, după 2 ani de zile, românii nu mai aveau nicio încredere în sistemul de sănătate după o guvernare de dreapta. Care PSD-ul nu. Dacă vrea să vadă aceste evidențe sau vrea să scoată, să înceapă să caute vinovați cine e cu vaccinarea, în părerea mea că e o abordare greșită și PSD-ul nu se cramponează de această guvernare. Eu nu voi intra împreună cu colegii mei într-o astfel de abordare, într-o coaliție care a funcționat cum a funcționat PNL-ul cu USR-ul. Dacă își doresc o astfel de abordare, colegii mei, și nu o abordare cu responsabilitate, PSD-ul își vede de drumul lui, ne întoarcem la votul român. Deci PSD-ul își vede de drumul lui, trebuie să-i țineți cumva acolo, să-i convingeți să rămână. Deci trebuie să te rogi cumva de Partidul Social Democrat să stea acolo. N-are niciun interes să stea la guvernare. Sigur că mai devreme am tot arătat de diferiți oameni care sunt puși acolo, sunt înșurubați în diferite funcții, dar acum trebuie să te rogi de ei. Cam asta ar fi situația în care ne aflăm. Le spunem bună seara invitaților noștri. Domnul Călin Matieș, din partea Partidului Social Democrat, aplauze, bună seara! Bună seara și la mulți ani și un an nou plin de bucurii tuturor. La fel, frumos, frumos. Bună seara, domnule domnul senator. Gheorghe Pecingină, din partea Partidului Național Liberal, bună seara! Bună seara! Bună seara, domnule deputat! Aș începe cu dumneavoastră, domnule deputat. Vedeți că trebuie să-i convingeți pe oamenii ăștia să rămână, că odată îți pleacă de la putere pe Partidul Social Democrat. Aia nu știu ce faceți. Deci, vedeți, v-a atras atenția domnul Ciolacu. Nu știu dacă l-ați auzit mai devreme un pic. Da, l-am auzit. Am auzit declarațiile domnului Ciolacu. Încercați sigur. Să mențineți la putere. Să încercați să țineți. Să țineți aproape. Că să țineți de ei. Asta e ideea. Rămâneți singuri. Da. Nu știu, n-aș prea să comentez foarte mult. Normal. Nu cred că a vorbit serios și a exprimat un punct de vedere cu privire la modul în care consideră dumnealui în calitate de președinte al PSD-ului sau vede modul de lucru în coaliție în perioada următoare. Foarte, foarte diplomat spus, foarte bine ați atacat problema. În altă ordine de idei, domnule Matieș, spuneți-ne dumneavoastră, există riscul ca PSD să se enerveze și să plece de la guvernare? Cum lasă senzația președintele partidului pe care reprezentați în parlament? Noi ne așteptăm de la colegii noștri de alianță, de la colegii din Partidul Liberal, să ne trateze ca și pe colegi, ceea ce nu se întâmplă nici în județul Alba, nu se întâmplă același lucru, adică bă, noi suntem boierii, voi ați venit așa. Așteptăm să fie, să discutăm ca doi parteneri, nu ca noi suntem numărul unu și voi sunteți umplutură. Deci asta va trebui să înțeleagă în viitor, că noi am intrat când a fost mai greu. Și ne-am asumat lucrul ăsta, n-am intrat când era pușculița plină, n-am intrat când economia duduia, am intrat când a fost mai rău, ca să încercăm să salvăm ceva din țara asta. Da, domnilor, pe de o parte avem această situație în care Partidul Social Democrat trebuie menținut acolo la guvernare, trebuie să facem în așa fel încât să nu-l pierdem, pare așa o reușită și sigur că își plasează tot felul de oameni, am dat exemple mai devreme în diferite funcții. Pe de altă parte avem și pe oameni de la SRI care au nevoie să aibă plasate diferite cadre în și diferite locuri. Când colegul meu nominalizează oamenii de la SRI, se referă la absolvenții școlii SRI pe care am sesizat, actuala guvernare îi plasează în funcții cu fiecare ocazie. În urmă cu o săptămână, dacă nu mă înșel, să fie cel mult două, am discutat despre cazul doamnei Elena Petrașcu, o bugetară de lux, chiar dacă e un clișeu, îmi place această formulare, o doamnă despre care, v-am spus și mai devreme în cadrul emisiunii prezente, sesizăm 600.000 de lei obținuți de la stat. Dânsa este, bineînțeles, absolventa Academiei Naționale de Informație a SRI. Dar nu e singurul caz, stimați parlamentari. Și a fost numită la Ministerul Economiei secretar general.
Bineînțeles, avem și cazul domnului Dragoș Ionuț Bănescu, numit tot în cadrul actualului guvern secretar general adjunct la Ministerul Muncii și dânsul absolvent al Academiei Naționale de Informații, deci topă filiera școlarizării SRI. N-aș vrea să vă mai amintesc pe doamna Georgeta Bumbac, este fina liderului PSD de la Constanța, Felix Stroie, care a fost numită de liberali, ca să vedeți că nu discriminează în funcție de orientare, administrator neexecutiv la Compania Națională de Aeroporturi București. Nu o să vă surprindă dacă vă voi spune că și dânsa este absolventă a Academiei Naționale de Informații, Mihai Viteazu. De asemenea, șeful Corpului de Control al Premierului, începând cu luna ianuarie a anului 2021, a fost domnul judecător Silviu Gabriel Barbu, care, șoc și groază, este și dânsul absolvent al Academiei Naționale de Informații? Da, răspunsul este corect. Și dacă vreți să vă plictisesc cu această sigur, lista continuă, asta este ideea. Îl aduc în discuție și pe domnul Bogdan Stereopol. Stereopol? Stereopol, da. Europol? Stereopol? Da. Bun. Prim vicepreședinte PNL Sector 2, final familiei Reghecanf, dar nu cred că asta a nu contat. Nu asta contează, da. Cât a contat masterul de la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu. Dorin Tudora și mai am mult, dar se termină, domnule, iartă-mă emisiunea. Dar și mirarea e mare atunci. Domnul Pecingine, v-aș întreba pe dumneavoastră în primul rând. Că aveți premierul. O explicație? Da, adică nu am o explicație, dar nu mi se pare ciudat. Mi s-ar părea bizar dacă ar avea alte studii la facultăți obscure și cred că la această instituție este o instituție de prestigiu. Perfect. Și nu intră, sau mă rog, nu sunt absolvenți, nu știu, oameni banali care nu sunt, eu cred că sunt oameni bine pregătiți care pot să facă față pe posturile pe care până la urmă... Bine pregătiți pentru ce, domnul deputat? Pentru orice. Pentru orice care pot să disemineze o informație, să ia măsurile necesare și să, bineînțeles, să facă ceea ce face un manager, să distribuie atribuții. Uitați, de exemplu, la conducerea Tarom a fost numit domnul Mihăiță Ursu specialist în vânzări de țiglă metalică. Da, cred că este în Consiliul de Administrație, nu? Cred că a fost șeful. Șeful Tarom. Da, a dat demisia ieri domnul Prunar. Ce ziceți de treaba asta? Bun, nu știu, poate a avut rezultate foarte bune în vânzarea de țiglă metalică, cu siguranță va ajuta și știe un proces managerial cum se desfășoară, știe ce să le ceară celor din executivă. Domnul Matieș, dumneavoastră, cum vedeți? Tot așa mergeți pe profesionalism? Eu mă gândeam că dacă avioanele sunt acoperite din tablă, da, e subiectul comun. Deci nu știu de ce vă mirați noastră, pentru că tablă, vânzare de tablă, vânzare de avioane, poate ajungem acolo. Da. Nu știu, n-am văzut CV-ul domnului. Un om cu toate țiglele pe casă. Mai e domnul Dorin Tudora, despre care v-am vorbit, care sunt convins că a făcut facultatea foarte bine, a terminat-o la 29 de ani, după care s-a înfipt în Academia Națională de Informații și acum, mi se pare corect, este șeful Compet, companie strategică a statului român. Da, mă repet, eu n-am văzut oameni care să termină această instituție sau să fie absolvenții acestei instituții să fie slab pregătiți. Haideți că mă faceți să râd. Aș vrea să pară o emisiune de umor involuntar. Să fac un pas următor. Dar oameni la serviciile secrete prost pregătiți ați văzut? Eu bănesc că n-ați văzut. Și atunci vă întreb, de ce nu numesc? Păi nu, pentru că cei slab pregătiți sunt invizibili. Am înțeles. Dar a fost un jurnalist sportiv, impresar de jucători și masteran la Academia Națională de Informații, ne-ați putea spune cât de competent este astfel încât să fie numit membru în Consiliul de Administrație a Rompetrol? Numără cornere la Rompetrol? Nu cred că managerii și... nu cred că asta presupune managementul, inclusiv în ceea ce privește lumea fotbalului. Da. Credeți-mă, e o lume complexă și... E dată naibii. Am înțeles. Multe aspecte complexe și multe... Da. Bun, acestea fiind spuse, revenim la subiectul zilei. Subiectul zilei continuă să fie acest certificat verde și această luptă de a-l explica de ce nu este în vigoare, de ce nu este votat certificatul verde. Sigur, așa cum am vorbit și cu interlocutorii noștri de el, cu teste, mă rog, oferite celor care nu se vaccinează și așa mai departe. Dar de ce nu este? Și domnul Ciolacu a venit cu acest argument, domnule, deja e prea târziu. Ce să mai discutăm? Deja e prea târziu. Faptul e consumat. Domnul Pecingine, și apelă la dumneavoastră, în primul rând. Da. E târziu.
Nu, nu e târziu. Bine, era mult mai bine dacă se aplica, sau mă rog, încercam să găsim o soluție viabilă și aplicabilă mai de mult. Da. Dar niciodată nu e târziu, pentru că tot se vorbește despre valul 5, valul 6, etc. Și da. Cred că trebuie să luăm anumite măsuri care să ne ajute în prevenirea acestor valuri pandemice. Nu cred că este prea târziu, l-am auzit și punctul de vedere al domnului Rafila, știu și punctul de vedere al Florin Câțu. Eu cred că ar trebui să stăm, să ne așezăm mai mult pe acest proiect și să-l scoatem cât mai repede posibil din Parlament. A, deci până la urmă se mai merge mai departe, că părea așa domnul Ciolacu într-un fel, într-o stare de om care îngroapă problema. Adică... Dar despre propunerea președintelui Partidului Național Liberal, ne-ați putea dezvolta puțin argumentele care au stat la baza acestor domenii limitate în care ar avea aplicabilitate certificatul Stop COVID? Mai simplu, de ce doar în sănătate, apărare și ordine publică ar fi nevoie de acest certificat dacă tot vă ambiționați să aveți o lege în acest sens? Așa cum am mai spus și astăzi, orice lege, am mai avut intervenții pe tema asta și vă spun și dumneavoastră că orice lege poate fi amendată în Parlament și poate fi perfecționată, sau orice lege este perfectibilă. Dar în forma asta e bine? Dumneavoastră ați votat în forma asta? Că ce rost are să punem o lege, să spunem, insuficient gândită ca să o amendăm ulterior? Nu, adică mă gândesc nu, că... nu e insuficient gândită, dar poate fi îmbunătățită. Păi dar de ce nu o depuneți deja îmbunătățită? Adică domnul Florin Câțu e un specialist în finanțe, ce-i drept, da, e un specialist. Adică dacă dânsul așa a gândit-o, credeți că vin alții mai deștepți decât Florin Câțu și spun, stai Florine un pic, uite, mai umblăm aici, mai adăugăm aici? Nu, în forma asta. De la momentul la care a depus-o Florin Câțu, sau mă rog, a plecat această idee, au apărut noi date care pot să... Doamne, e de azi, domnul Pecincină, e de astăzi propunerea. E de azi, da. E de azi, deci, a depărut în ultimele 3 ore. Domnule, că îi spune și domnul Matiș. Haideți, domnul Matiș, dumneavoastră. Ziceți. Tot dăm așa pe ocolite ca în bancul bună. După șură, după gard, după casă, dar tot în Molovit. Da. Trebuie să înțeleagă telespectatorii că rezultatul acestei legi COVID, certificat verde, stop COVID, cum vrem să-l numim, da. Este va fi în finalitatea lui obligativitatea vaccinării. Păi de ce ziceți asta? Păi așa, deci prima dată eu eram în comisia de muncă când acest proiect de lege a fost propus de PNL și tot proiectul de lege era o pagină jumate. Și s-a început cu doar doctorii, că dacă în 30 de zile își pierd locul de muncă, și eu foarte revoltat în comisia de muncă îi spuneam inițiatorului care era lângă mine, domnule, vine valul 5, noi nu avem medii suficienți, îi dăm afară, ce facem cu ei? Cum adică să-i dăm afară? Asta era proiectul de lege, forma inițială. Nu sunt... După care s-au pus și profesorii, am înțeles că acum are vreo 400 de amendamente, dacă nu mă înșel, sau în orice caz o sumă foarte mare, un număr foarte mare de amendamente, da. Care deja nu mai păstrează forma inițială a proiectului de lege, cu atâtea amendamente. Deci, cu siguranță, cred că se va întoarce înapoi în Senat, eu așa mă gândesc că ar fi normal, un alt proiect de lege făcut ca lumea, nu cu amenzi de 100.000 de lei, adică 100.000 de lei, un miliard vechi. Omul ia credit să-și facă casă de un miliard și noi dăm amendă dacă vine la lucru fără certificat verde sau dacă nu s-a întâmplat și a făcut tot ceea ce scrie în lege, n-a respectat tot ce scrie în lege. Da. Deci nu se poate așa ceva. La fel, ceea ce era, nu erau luate în considerare testul de determinare anticorpilor în vechea lege. Ceea ce spune și domnul ministru Alexandru Rafila. Păi nu, vedeți că ne-ați încurcat, că nu e. Nu, nici în noul proiect de lege sau în noua intenție de lege, cum vreți să-i zicem, nu e vehiculată această variantă. Noua dorință, cu măsură de lege. Da. Noua speranță de lege. În fine, da, exact. Dar vine domnul... Dar era efectiv, intra în vigoare fără să existe ceea ce vrea acum și a lansat domnul Alexandru Rafila, cu 3 săptămâni consecutive creștere, 3 săptămâni consecutive scădere. Putem să poate să intre în vigoare sau poate să iasă din vigoare. Da. Noi oricum avem în momentul de față un certificat verde. Îl vedem când intrăm în restaurant. Îl vedem când intrăm în mall. Ni se cere. Da. Se cere, sensorul. Bun. Discuția e despre certificatul. Acum
Covid la locul de muncă, în schimb. Acum e totuși destul de târziu vorba domnului Ciolacu, a venit valul, până la urmă ce să mai, până votezi, până te mobilizezi, trece, că înțeleg că trece repede asta, că e destul de infectiv. Nu știu, Radu. Nu știu cum, mai... Bun. Urmăream, mă iertați un pic, urmăream un pic și făceam o analiză. Vă rog. Parcă în 15 octombrie am avut exact 4800 și ceva de cazuri și aveam la ATI 800 de persoane. Da. Așa. Acum, cu 4800 de cazuri, avem 409. Deci jumate cazuri în ATI-ul. De-aia se pare că nu e chiar așa agresivă. Deci pare să nu... Nu e, dacă îmi permiteți, nu e chiar așa agresivă, dar și-au făcut efectul și vaccinul. Chiar dacă unii îl contestă, se știe și s-a demonstrat faptul că cei care sunt vaccinați trec mai ușor peste boală. Dar dumneavoastră fiind parlamentari, așa că sigur nu e mare activitate parlamentară zilele acestea, dar poate păstrați legătura cu colegii și în vacanță. Noastră credeți că e posibil ca România să urmeze un scenariu similar al altor țări occidentale, nu știu, poate și invoca Austria și să nu mai recunoaștem în vederea obținerii certificatului Stop COVID sau certificatului verde și un anumit vaccin, nu spun care, dar singur într-o unică doză? Nu aș putea să vă spun și asta, cred că o să mă certați din nou dacă nu, fac referire la specialiști. Nu, și asta dă, eu cred că aici să pronunțăm specialiștii. Pe chestiunea asta, dacă ne pronunțăm noi parlamentarii, o să vedeți că părerile sunt diverse și dintre cele mai ciudate, din nefericire. Bun. Domnilor, mulțumim pentru intervenție. O vedea ce mai urmează, că până la urmă pare ne că... Ne mai auzim. De urmat mai urmează. Domnul Matie, ești Partidul Social Democrat, domnul Pecingin, Partidul Național Liberal, au fost în legătură telefonică directă cu noi, le mulțumim amândurora. Sunt un mare admirator al domnului Ciolacu și al intenției lui de a explica te-am văzut că de fiecare dată altfel. De fiecare dată altfel, adică nu vine cu aceeași explicație, nu vine iară. Domnule, v-am explicat la finalul anului trecut, nu poți să îngrădești dreptul la muncă. Nu, acum a venit cu altă, domnule, acum e prea târziu, deja ce să mai... De fiecare dată vine cu altă explicație, nu o folosește pe aceeași. E ca la măști, nu vine două ori cu aceeași mască. E întrebuințată, nu mai e, s-a depreciat. Trebuie veni cu alta. Dar uite, vine domnul Macron, dacă vă spune ceva. Domnul Macron, deci ieșim din granițele României. Rămânem pe Omicron, dar mergem la Macron. Mergem la Macron și asta e foarte bine, pentru că ulterior aș vrea să oferim o informație și care să vizeze românii de pretutindeni. E important asta, da. E foarte important, s-ar putea să-ți placă. Sigur, ne adunăm. Zim de Macron înainte. Hai să vedem. Domnul Macron a venit cu o intenție de rezolvare a problemei celor nevaccinați, că și acolo sunt. Vă spun, și acolo sunt, dacă nu, și acolo e o conspirație acolo. De nedescris. Și domnul Macron a venit cu această intenție să o rezolve. Hai să vedem cum. Nu vreau să enervez poporul francez, a spus președintele într-un interviu cu cititorii cotidianului Le Parisien. Dar în ceea ce îi privește pe cei nevaccinați, chiar vreau să îi enervez și vom continua să facem asta până la capăt. Aceasta este strategia. Dar oponenții politici au spus că limbajul pe care l-a folosit în interviu nu este demn de un președinte. Comentariile sale au venit în timp ce un proiect de lege privind certificatele COVID a fost amânat de parlament. Parlamentarii opoziției care s-au unit împotriva guvernului. O dezbatere în Parlament cu privire la proiectul de lege care ar împiedica persoanele nevaccinate să intre în mare parte din viața publică a fost împiedicată să continue după miezul nopții. Legislația ar fi fost de așteptat să fie aprobată într-un vot din această săptămână, dar ea a înfuriat pe oponenții vaccinului și mai mulți parlamentari francezi au declarat că au primit amenințări cu moartea pe această temă. În interviul său din Le Parisien, Macron a spus că, deși nu va vaccina cu forța, el speră să încurajeze oamenii să fie vaccinați, limitându-le pe cât posibil accesul la activitățile din viața socială. Nu voi trimite la închisoare, a spus el. Deci trebuie să le spunem din 15 ianuarie, nu veți mai putea merge la restaurant, nu veți mai putea merge la o cafea, nu veți mai putea merge la teatru, nu veți mai putea merge la cinema. Limbajul pe care l-a folosit Macron pentru a-i deranja sau a-i enerva pe cei nevaccinați a provocat o reacție puternică din partea politicienilor de opoziție. Nici o urgență sanitară nu justifică astfel de cuvinte, a spus Bruno Retailleau, liderul republicanilor de dreapta la Senat. Îmi cer scuze că intervin, dar e o soluție pe care noi o avem. Avem brevetul pe această soluție. Dar la noi a pornit. De la noi avem pe domnul Cherecheș. Domnul Cherecheș, nu primarul, ci specialistul în sănătate publică, un domn care a spus că... Măsurile sunt bune. Recunoște o măsură bună în măsura în care aceasta enervează populația. Măsurile sunt bune pentru... Și vine Macron enervează. La un an distanță, da. Sau câteva, cel puțin jumătate de an, jumătate sigur. De an lejer. Cel puțin. Și brevetează, ne fură și această invenție neaușa românească. Domnul, deci în lungul șir al descoperirilor românești științifice, unde, nu vreau să dau nume, dar mulți
străini, domnule. Au luat? Au luat invenția și au asumat-o, sau au descoperit-o și ulterior, dar a noastră era gata, deja ne plictisisem de ea. Și această metodă politică de enervare a cetățeanului ne este înstrăinată, preluată de domnul Macron. De asta e a noastră, domnule, dar plus că o fac prost, nu se descurcă. Ei nu știu să enerveze populația. Și vă spun și cum a luat-o. Că e clară treaba, că am și traseu, am și circuitul. S-o dea înapoi. Deci avem, facem o anchetă epidemiologică. Cine a dat-o? Păi să vă spun de unde a luat-o. Spune. Domnul Cherecheș era consilierul domnului Voiculescu. Domnul exact. Voiculescu era vicepreședintele sau chiar președintele partidului domnului Cioloș. Domnul Cioloș la era nivel de București. La nivel de București. Da. Da. Și domnul Macron este până la urmă cel care are partidul pe care îl prezidează domnul Cioloș. Deci Cioloș ne-a înstrăinat, mă. Deci Cherecheș, Voiculescu, Cioloș, Macron. Ne-a înstrăinat acest patent românesc. Deci gândește-te puțin, după ce am vândut pe nimic, am dat pe nimic, da? Industria românescă. Acum dăm și iată soluția românească. Soluția românească. Deci în mod de clar enervarea cetățeanului. Enervarea cetățeanului s-a plecat în țară. Au plecat. Da. Trenuri întregi cu enervarea cetățeanului și au ajuns unde? La Macron. A fost descoperit cu soluție românească. Păi, dacă am fi avut un stat funcțional, acum ar fi trebuit să se discute la nivel de ambasade. Pentru că nu poți așa. Nu poți bă, așa, domnule. Am înțeles că rușinii au luat ezaurul și nu l-au mai dat înapoi. Da. Bă, să ne ia francezii soluțiile și să nu le mai dea înapoi. Mai ales că soluțiile nici măcar nu sunt grozave. Și că au fost o soluție proastă. Grozave, negrozave. Că eu îl văd că peste acum câteva luni spunând. Nu știu, era o soluție românească, am luat-o de undeva din estul Europei, am folosit-o foarte proastă. Nu lua soluții românești. După aia tot pe noi pică. Da. Înțelegi? Da. Ăsta e stilul lor. Nu, am încercat o variantă românească. Varianta românească. Sub orice critică. Să enervăm cetățenii în așa măsură cât să se ducă să se vaccineze. Asta e soluția românească. Dar mi-a plăcut că Macron pare un mare umanist. Că ai văzut că a spus. Da. Deci nu vă arestează nimeni. Viața nu vă este pusă în pericol. E o țară liberă. Nu vă execută nimeni. Doar că nu vă ghilotinează nimeni ca să facem trimitere la tradiția. Revoluția franceză. Așa. Doar că să vă prind că ați ieșit din casă. Și după aia mai vorbim. Deci cât timp stați în casele voastre? Păcatele mele. N-are nimeni. N-are nimeni. E o țară liberă. Da. Dar dumneavoastră în casă e o țară liberă. Dar ulterior, nu știu. Nu știu ce să zic. Liber 2-3 minute, vă duceți, mă rog, vă mai faceți. Nu, lasă-i, nu. De făcut. Nu vă duceți, că după aia vă luați cu treaba. Pe unde? Nu, 2-3 minute și ne întoarcem. Dar lăsați televizorul pe da, B1. Lăsați pe B1 ca pentru că revenim cu o informație de ultimă oră. Bombă, informație bombă, spune. Da, bombă, nu, lasă, nu vreau să cobor așteptări. Ce să împuținăm din. Deci este o informație extraordinară pe care o difuzăm, cred că în exclusivitate la televizor, că cine, doamne, ar trebui să mai anunțe așa ceva. După câteva momente de publicitate, aici, la Bună România, pe B1 TV. Gata, ne-am întors în direct și odată întoși mergem către un nou moment istoric petrecut, da. După căderea zidului Berlinului. A căzut celebra. Și zidul sectorului 5 astăzi. Un eveniment de amploare a avut loc în capital la primele ore ale dimineții. Mă rog, era fost 11-20. Depinde când vă treziți, asta e foarte important pentru reper. Haideți să vedem ce s-a petrecut astăzi într-o zonă nu centrală a capitalei, dar într-o zonă circulată a capitalei, unde s-a prăbușit un zid, pentru că în această țară în care nu se construiește nimic, nici să demolăm nu ne pricepem. Imaginile, vă rog. Un zid de la o clădire care urma să fie demolată s-a prăbușit peste linia de tramvai pe care circulau tramvaiele 8, 25 și 47. Sute de călători au fost nevoiți să aștepte până la deblocarea șinelor. Nu am putut să oprim practic bucățile de cărăminte să ajungă pe linia tramvai. N-au fost defecțiuni majore, nu s-a întâmplat absolut ceva grav. Ne cerem scuze oamenilor care circulau cu tramvaiul pentru că 20 de minute au fost nevoiți să aștepte. Noi trebuie să continuăm procesul, suntem perfect legal, avem autorizație. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și pompieri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit după prăbușirea zidului. Polițiștii au anunțat că s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere din culpă.
Bun, deci l-ați văzut pe om într-o atmosferă relaxată, domnule, până la urmă n-am murit nimeni. Stau 20 de minute, dar unde vă grăbeați? Până la urmă ce să fac, unde să se tot ducă, că se tot duc oamenii încolo, poate că face parte că am vorbit despre asta. Incaparea de descurajarea mobilității. Un mijloc de transport în comun, să nu se mai înghesuie oamenii, nu? Până... Mie mi-a plăcut atitudinea administratorului, care că e și patron foarte sigur, domnule, noi avem autorizație, mergem mai departe. Mergeți mai departe, dar... Vedeți că și oamenii din tramvai încercau să meargă mai departe și i-a ținut 20 de minute pe loc. Atenție, nu așa cum a prezentat domnul cu cioculeț pe care l-am difuzat puțin mai devreme. O regretabilă întâmplare, așa a vrut Dumnezeu. Păi nu, că Dumnezeu ar fi vrut să securizeze și perimetru, așa cum vă obligă legea. Că în momentul de față s-a dispus o cercetare să înțeleagă de ce oamenii ăștia care aveau de demolat ceva, Radu. Că te gândești că e greu să construiești. Asta înțeleg. Nu oricine stăpânește această artă a construcției. Dar nici să demolezi fără să încurci circulația, pentru că acolo se putea plimba cineva. Sigur, n-au fost victime. Da, puteau fi. Da, înțelegi? Părea prea relaxat pentru un om care putea genera o tragedie. Era domnul ăsta care n-a asigurat zona aia. Bă, n-a putut să o zic, unde e așa că nu trece nimeni pe aici. Maxim tramvai 8 și nu mai știu care. Deci, practic, în momentul de față, l-avem pe omul ăsta extrem de încântat de situația pe care a generat-o. Ai văzut că era aproape, mai pasul următor era o stare de încântare. Deci era într-o stare de relaxare, dacă mai stai 10 minute de vorbă, era și încântat. Bă, și până la urmă, uite ce frumos au căzut. Uite ce frumos a căzut aici. Și așa nu. Și stați liniștiți că mergem mai departe. Nu, ne-am pus pe demolat, nu rămâne treaba așa. Poate mâine când vă continuați activitatea de demolat, aveți grijă să rezolvați. Înțeleg că amenda... ar fi undeva între 1.000 și 10.000 de lei, ceea ce mi se pare o insultă la adresa poporului român. Deci dacă într-adevăr informațiile se confirmă și cetățenii ăștia care au dărâmat o clădire mai degrabă involuntar, dar doreau să o dărâme și voluntar și n-au securizat perimetru, ar putea fi amendați cu 1.000 sau 10.000 de lei, în condițiile în care asta se putea sfârși cu o tragedie. Înseamnă că asta merită primăria, nu? Asta merită primăria, asta merită legiuitorul care a stabilit niște limite jenante ale amenzii. Și nu o spun doar ca un om care a dat 20.000 de lei pentru un cuvânt și ăsta pentru un... pare că sunt subiectiv, nu? Pare că ești... Păi spune tu atunci, ți se pare în regulă? Mi se pare total în regulă, domnul Zanfri, și poate că și mâine va fi la fel, pentru că dacă stai și te uiți așa, nu s-a întâmplat. Bine. La banii ăștia îți permiți de fiecare dată să lași perimetrul neasigurat. Poți să blochezi, dar nu neapărat să că ai blocat, dar n-ai asigurat perimetrul, se putea întâmpla o tragedie. Faptul că nu s-a întâmplat, ține cumva de șansă. Pe de altă parte, hai să dăm informația pe care am vehiculat-o un pic mai devreme, am anunțat-o, nu, o informație importantă. Știți că, în general, cei de la Partidul Social Democrat aveau o relație extrem de stângace cu diaspora, atât de stângace încât a generat și o manea. Vă aduceți aminte? Erau foarte supărați pe cei din diaspora. Și dacă nu vă aduceți aminte, vă aducem noi aminte. Îi jigneau de fiecare dată când aveau prilejul. Hai să ne aducem aminte despre ce vorba și vă dăm informația imediat. Răspunea Șericul Bădălău și pentru tot PSD-ul. La jure, că nu. O să treci la un stropă, nu e porno. E un pic așa deplasat de porno. Că ce ăștia a zis PSD? Să cântăm și noi ceva. Senzațională, pe de altă parte... A devenit un șlagăr în Partidul Social Democrat. A devenit un șlagăr și a și venit diaspora. A venit și diaspora și mai degrabă s-a procedat invers. Ce e interesant de precizat, și asta e informația momentului, în urma negocierilor politice, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, din cadrul Guvernului României, va fi condus de un reprezentant al Partidului Social Democrat. Maneaua asta contextualizează perfect momentul, dar nu asta este bomba. Care se numește cum? Și că pe domn îl cheamă Cârciu. Avem... Cum? Cârciu. Cârciu, cur. Cârciu. Cur. De la Câțu la Cârciu ajungem astăzi la Cârciu, în Guvernul României, omul PSD-ului care va coordona Departamentul pentru Români de Pretutindeni pentru diaspora, pe care în urmă câțiva ani același partid o invita să vină ca să... Da. Da. Bun, Tudor Mușat pe B1 TV, să aveți o Românie bună în continuare. Dar și noi pe B1 TV, mâine la 18:05, toate cele bune.